schimbare radicală decizia luată de Carmen Iohannis, înainte de apariția de la Palatul Cotroceni. Foto. Carmen Iohannis a apărut, miercuri, alături de președintele României, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, la recepția oferită cu ocazia Zilei Europei. Maspeii au fost uimiți când au văzut-o pe soia președintelui complet schimbat. Profesoara Iohannis a decis să recurg la o schimbare radicală, chiar înainte de apariția public. Prima doamnă a mers la coaforie, a vopsit perul, renunând la blondul care a consacrat-o. Iohannis a apelat la un an de Aten închis.